Înainte să intru în întrebări, pentru că întrebările au legătură cu asta, vreau să clarific că cuvântul din limba greacă, pentru toți, se poate traduce și cu fiecare, tot felul, orice. Contextul îi dă semnificația. Da? Se poate referi și la fiecare individ de pe Pământ. Dar de obicei, cuvântul ăsta e fie un termen general, care nu trebuie interpretat literal, ori se referă la tot felul de oameni, orice categorie de oameni, tot felul de oameni, ori se referă la orice om din această categorie. Fiecare om din această categorie despre care vorbește autorul. Da? Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Și am ținut să clarific asta încă de la început, pentru că întrebările au legătură exact cu acest cuvânt. Cel puțin majoritatea întrebărilor din ce am văzut. Deci, continuăm de la întrebarea cu numărul 36. Cuvântul toți, din Romani 8 cu 32, 2 Corinteni 3 cu 2, 5 cu 15, Efeseni, 4 cu 6, 1 Timotei 2 cu 6, Tip 2 cu 11 și Evrei 2 cu 9, unde se spune că el a murit pentru toți? Sau că a gustat moartea? Pentru toți? Se referă tot la categorii de oameni? Nu cred că ar mai fi avut rost să iau fiecare verset în parte și să formulez o întrebare pe baza lui. Deși nu m-ar deranja dacă ai vrea să le explici pe fiecare în parte. O să fac efortul ăsta. Hai să-l luăm pe rând. Romani 8 cu 32. Romani 8 cu 32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine sunt acești toți pentru care l-a dat Dumnezeu pe Fiul Său? Cât de clar ne explică Pavel. Despre ce a vorbit mai sus? Despre aleșii lui Dumnezeu. Da? Și acum, în versetul următor, el spune Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Pentru cine l-a dat Dumnezeu? Cine sunt acești toți în context? Aleșilor lui Dumnezeu. S-a vorbit mai sus, de la versetul 28 până la versetul 30 despre aleșii lui Dumnezeu, care vor fi cu toții chemați, socotiți, neprihăniți și glorificați. Și acum spune, Dumnezeu l-a dat pentru noi toți și după aia continuă cine va ridica păr împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Despre ei e vorba în context, despre copiii lui Dumnezeu. Despre aleșii lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu l-a dat pe Hristos pentru toți oamenii din această categorie. Adică pentru aleșii lui Dumnezeu. Pentru toți credincioșii. Următorul verset, care era? 2 Corinteni, 3 cu 2 și 5 cu 15. E imediat. 2 Corinteni, 3 cu 2. Voi, cu cine vorbește Pavel aici? Cu cine vorbește Pavel aici? Voi. Credincioșilor din Corint, da? Voi sunteți epistola noastră. Scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Care toți oameni. Toți oamenii care vă văd pe voi. Aici avem de a face cu o vorbire generală. Toți oamenii. Nu se referă la fiecare individ pe pământ. E o expresie generală. Cum spunem și noi. Mă urăște toată lumea. Nu înseamnă că te urăște fiecare individ pe pământ. Da? Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitor ei lui. Nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inim de carne. Toți oamenii care vă văd, văd epistola noastră. Văd epistola lui Hristos. În comportamentul vostru. Voi, prin comportamentul vostru, li l arătat pe Hristos oamenilor. Și învățăturile lui. Și Pavel vorbește la general. Citită de toți oamenii toți oamenii care vă văd. Logic, da? După aia mai era 5 cu 15. Uh, și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Cine sunt acești toți? Ne spune mai sus. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Pe cine? Pe credincioși. Fiindcă să că dacă unul singur a murit pentru toți, credincioșii, toți de ce au murit? Credincioșii. Au murit împreună cu Hristos. Cei care au crezut. Toți din această categorie. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei și, pentru cel ce au murit și a înviat pentru ei. Cine sunt acești toți care sunt chemați acum să trăiască pentru Hristos? Credincioșii, logic, da? Nu se referă la fiecare om de pe pământ. Și de aici vedem clar că El n-a murit pentru fiecare om de pe pământ. Pentru că altfel, toți ar trebui să trăiască pentru El. Pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Dar nu toți trăiți pentru Hristos. Doar credincioși. Da. După aceea spune, dacă este cineva în Hristos, este o faptură nouă. Despre oamenii ăștia e vorba. Care sunt în Hristos. E vorba de toți oamenii din această categorie. Toți credincioși. Da. Hristos a murit pentru toți credincioși. de -aia acum toți credincioșii sunt chemați să trăiască pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Efeseni 4 6. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Se înțelege de la sine că e vorba de credincioși. În cine lucrează Dumnezeu? Despre cine e vorba în context? căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cine? Credincioșii, da. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cine? Credincioșii. Este un singur trup, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. E vorba doar de credincioși în context. Pe care Apostolul Pavel îi cheamă la unitate. Suntem aia acelui tată. Avem același Duh, avem același Domn, avem aceeași credință. Avem un singur Dumnezeu și Tată, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți, credincioșii, și care este în toți, credincioșii. Dar fiecăruia din noi, credincioșii, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Cum să aplice asta la oameni din lume? Ce dar au oameni din lume din partea lui Hristos? Și vorba de darul lui credincioșilor, da? Pe care le-a dat Hristos, ne a împărțit Hristos fiecare. 1 Timotei 2 cu 6. O citesc de la versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Se referă la om, la umanitate. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Pentru toți. Deci, Hristos e prețul de răscumpărare pentru orice om. Dar oamenii ăștia, ca să fie răscumpărați, trebuie să-l primească pe Hristos. E pur și simplu o declarație a Apostolului Pavel. Hristos e prețul de răscumpărare. Eu mă pot duce la orice om de pe pământul ăsta să-i spun, Hristos e prețul de răscumpărare pentru tine. Crede în Hristos. Aici nu se referă doar la credincios, se referă la umanitate. Nu există alt mijlocitor între om și Dumnezeu. Orice om, ca să fie împăcat cu Dumnezeu, trebuie să creadă în Hristos. El e prețul de răscumpărare pentru el. El e singurul preț de răscumpărare pentru om. Atât, asta e ideea. Oamenii acum trebuie să vină să creadă. Cine vor crede? Aleșii lui Dumnezeu, despre care știu în Romanul. Dar nu despre asta vorbește Pavel aici vă crede cu adevărat. Tit 2 cu Tit 2 cu 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Aceeași idee din ultimul 3, cu 6. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Harul lui Dumnezeu s-a arătat la cruce în Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumnezeu și-a arătat în Dumnezeu și-a arătat dragoste pentru lumea asta. Dar oamenii trebuie să creadă. Da? La fel și aici. E vorba de orice categorie de oameni. Aduce mântuire pentru orice categorie de oameni. Pentru toți oamenii. Pentru omenire. Ar trebui ca omul să creadă. Da. După aia, vrei 2 cu 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste din picina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin Harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Și aici avem de-a face cu ispășirea. Aici nu mai avem de-a face cu o simplă declarație. Uite prețul de răscumpărare. Hristos e prețul de răscumpărare pentru orice om. Hristos e jertfa de ispășire pentru orice om. Nu, nu, nu. Aici avem în mod direct de a face cu ispășirea. Pentru cine a murit în mod specific Hristos? El a venit să guste moartea pentru toți. Dacă Hristos a gustat moartea pentru toți oamenii de pe pământ, toți oamenii de pe pământ vor fi mântuiți. Dar despre ce e vorba în context? Despre cine e vorba în context? Cine sunt acești toți din context? Se cuvenea în adevăr că acela pentru care sunt toate, și care voia să aducă pe mulți fi la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căpetenia mântuirii cui? Fiilor pe care voia să-i aducă la slavă. Credincioșilor. și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De deci ăștia sunt toți pentru care Hristos a gustat moartea? Cei sfințiți, care sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Frații lui Hristos, da? Și o să sar un pic, la versetul 16, căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Pentru ei a gustat Hristos moarte. Pentru sămânța lui Avram, de credincioși, care aveau să creadă pe tot parcursul istoriei. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi. Care e frații săi? Frații săi spirituali, nu se referă la faptul că orice om de pe pământ e fratele lui Hristos. Nu, 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 nu. Frații lui Hristos sunt cei predestinați să fie frații lui, cum citim în Romanul 8,29. Sunt cei mântuiți, atât. Sunt sămânța lui Avram de credincioși. Ăștia sunt frații lui Hristos. Pentru ei a gustat moartea. Ei sunt toți acolo în context. Da. Toți din această categorie. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile care, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, nu a fiecărui om de pe pământ. Deci Hristos e marele preot al poporului lui Dumnezeu. Și se potrivește perfect cu ce scrie în Romani 8. După ce vorbește de aleșul lui Dumnezeu, spune că Hristos mijlocește pentru noi. El nu doar a murit, a și înfiat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, ale și lui în context acolo. Hristos nu e marele preot al întregii umanități. Când Hristos se roagă, în Ioan capitolul 17, spune, nu mă rog pentru lume. Hristos cu cuvintele lui spune asta, nu mă rog pentru lume. Mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu. El nu e marele preot al întregii lumi. N-a făcut ispășire pentru întreaga lume și nu mijlocește la Tatăl pentru întreaga lume. El e prețul de răscumpărare pentru orice om. El e jerfa de ispășire pentru orice om. În sensul că doar prin el poate orice om să fie mântuit. Dar omul a trebuit să creadă. Ispășirea lui Hristos de la cruce a fost făcută în mod specific pentru poporul lui, pentru sămânța lui Avram, pentru frații lui, pentru toate oile lui. Cuvintele lui sunt astea. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și după aia le spune unor necredincioși, voi nu sunteți din oile mele înseamnă că n-am venit să-mi dau viața pentru voi. E logic. Păstorul cel bun a venit să-și dea viața pentru oile lui. După aia le spune că ne credem voi nu sunteți în oile mele. De aia nu credeți. Oile mele ascultă grasul meu și mă urmează. Voi nu sunteți în oile mele. N-am venit să-mi dau viața pentru voi. Deci trebuie puse corect. În categoria lor, toate lucrurile astea. Și fiecare pasaj trebuie interpretat în contextul lui. Da? În Romani 8 sau în Evrei 2, e clar vorba de toți aleșii lui Dumnezeu. Pentru care Hristos a murit. În mod specific pentru ei. Și asta face parte din planul tainic al lui Dumnezeu. În alte pasaje, e vorba de Hristos ca și preț de răscumpărare pentru oameni. Ca jertfă de ispășire pentru oameni. Dar oamenii trebuie să creadă. Sunt răscumpărați dacă cred cu adevărat. E ca și cum Pavel îți indică. Uite, ăsta e prețul de răscumpărare. Asta e jertfa de ispășire, prin care orice om poate fi mântuit. Asta e modalitatea. Nu există altă modalitate. Vino și crede. Și dacă vei crede cu adevărat, vei crede pentru că faci parte din poporul lui Dumnezeu. Dintre oile Domnului Isus, pentru care El a venit să-și dea viață. Ăsta e limbajul Scripturii. M-am lungit cu întrebarea asta. Următoare. În 2 Petru 3 cu 9, Biblia spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piar Și toți, și toți să vină la pocăință. Eu înțeleg că în acest verset cuvântul toți, ca și în celelalte pasaje, trebuie interpretat ca referindu-se la toate categoriile de oameni. Nu se referă la oameni din aceeași categorie. Toți din această categorie. Trebuie să fim atenți. Deci cuvântul toți, ca și în celelalte pasaje, trebuie interpretat referindu-se la toate categoriile de oameni. Nu. Și nu la fiecare individ în parte. Totuși, cum interpretăm cuvântul niciunul? Se referă la nicio categorie de oameni sau la niciun individ în parte? Cuvântul niciunul se interpretează în contextul lui. Cu cine vorbea Apostolul Petru? O să vedem imediat. Interpretarea cuvântului toți în acest verset, care referindu-se la categorie de oameni, ar avea sens doar dacă interpretăm și cuvântul niciunul, care referindu-se la nicio categorie de oameni. Dacă niciunul s-a referit la nici măcar unul singur și nu s-a referit la nicio categorie de oameni, în timp ce cuvântul toți înseamnă toate categoriile de oameni, ar fi o inconsecvență cum mai putea să-i explici. Wow! Uf. Cuvântul niciunul se referă la nici măcar unul singur, atenție, din categoria asta de oameni. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară din acești toți care își dorește să vină la pocăință. Cine sunt acești toți? Asta e problema pe care trebuie să o rezolvăm. 2 Petru 3 cu 9. am un mesaj mai lung pe capitolul ăsta, chiar pe tema asta, da? Cred că o să-l găsești pe canal, nu mai știu cum se numește, că am sute de clipuri pe canal. Abar cum se mai numește. Scrie și tu, 2, Petru 3. Nu știu. Deci cu cine vorbește Petru aici, da? În versetul 8 spune, dar preiubiților, cine sunt preiubiții? Credincioșii. Asta spune și la, la început. Preiubiților, acesta este a doua epistolă pe care vă scriu. Cui? Mergem în capitolul 1. Cui a scris epistola? Simon Petru, rob și apostolul lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Deci le trimite această epistolă unor credincioși, Apostolul Petru, da? Și pe ei îi avertizează aici că vor veni unii în vremurile din urmă care vor fi batjocoritori, da? Și vor face mișto unde este făgăduința venirii lui și așa mai departe. Dar iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani este ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu creduni, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Atenție! Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu credunii. Categoria asta de oameni. Ce are o îndelungă răbdare pentru voi. Altă categorie de oameni. Observați că sunt două categorii de oameni aici. Unii cred că Domnul întârzie și ăștia sunt de acolo. Dar pentru voi, a doua categorie de oameni, credincioșii, are îndelungă răbdare. Și dorește ca niciunul să nu piară niciunul măcar dintre voi, credincioșii, să nu piară. Și tot să vină la pocăință. Deci, Petru vorbește aici în termeni generali despre două categorii de oameni. Sunt ăia, bagiocoritorii, și sunt ăștia lanții, credincioși. Dintre credincioși, din categoria asta de oameni, nu-și dorește ca niciunul din ei să piară. Și niciunul nu va pieri pentru că sunt aleșii lui. Dar Petru nu vorbește de regele lui Dumnezeu aici. Îți împarte pur și simplu lumea în două. E categoria asta și e categoria asta. Ăștia-s bagiocoritorii și ăștia-s credincioși. Bagiocoritorii spun că Domnul întârzie în împlinirea făgăduinței lui, dar de fapt Dumnezeu are un delung răbdare pentru credincioși. Da. Și dorește ca niciunul dintre acești credincioși să nu piară. Să ajungă cu toții la pocăință. N-ai cum să înțelegi altfel pasajul ăsta. E simplu dacă ții cont de context și intenția apostolului Petru. Întrebarea numărul 38. Un principiu asemănător cu cel din întrebarea precedentă este cel din Ezechiel 18,23. Acolo Dumnezeu adresează o întrebare retorică prin care dorește să scoată în evidență faptul că El nu dorește moartea păcătosului. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu? Nu doresc eu mai degrabă ca El să se întoarcă de pe căile Lui și să trăiască? Dacă fiecare individ în parte de pe pământ e păcătos, asta nu înseamnă că Domnul nu dorește moartea niciunui individ în parte? Dacă Dumnezeu nu dorește moartea niciunui, atunci cum se face că e ales doar pe unii? Da. Acolo Dumnezeu ne arată caracterul Lui. El nu se bucură de moartea păcătosului. El nu-și dorește ca păcătosul să moară. Atât. Nu se vorbește de mântuire. Doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui să trăiască? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se pocăiască? Adică Dumnezeu nu se bucură de moartea păcătosului. Atât trebuie să înțelegi acolo. Atât. Mai departe. Apostolul Ioan spune în 1 Ioan 2 cu 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Știu că aici expresia întregii lumi s-a referit tot la categorii de oameni, așa cum reiese din Apocalipsa 5 cu 9. Întrebarea e, la ale cui păcate se referă Ioan când spune păcatele noastre? Se referă la păcatele celor aleși? Dacă da, atunci cum se face că Ioan spune că Hristos este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ale celor ce vor fi mântuiți? Că de aici reiese cumva că ele e jerfa de ispășire și pentru păcatele celor ce n-au fost și nu vor fi niciodată mântuiți. Da. Premiza e greșită din start. Am putea să înlocuim noastre cu celor aleși în 1 Ioan 2 cu 2, fără ca versetul să-și pierde din sensul lui inițial. Își pierde din sensul lui inițial dacă înlocuiești cu cei aleși. Pentru că păcatele noastre se referă la un grup specific de oameni cărora li se adresează Ioan. Dacă da, aceasta ar suna astfel. El este jertfa de ispășire pentru păcatele celor aleși. Și nu numai pentru ale celor aleși, ci pentru ale întregii lui. Deci, cui atribuie Apostolul Ioan păcatele când spune păcatele noastre? Cine sunt persoanele la ale căror păcate Ioan face referire? Dacă le atribuie aleșilor lui, atunci cum îți explici că în continuare versetul îi spune nu numai pentru ale noastre, adică cu alte cuvinte, nu numai pentru ale aleșilor lui? Nu. Apostolul Ioan nu se referă la păcatele aleșilor lui acolo. Când el spune, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, se referă două variante. Fie la evrei, fie se referă strict la cei cărora le-a trimis epistola. Doar două variante. Ioan vorbește cu cineva în epistola aia. Îi trimite epistola cuiva. El este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lui. Eu cred că probabil se referă la evrei, la iudei. Nu e jertfa de ispășire doar pentru păcatele evreilor, ci pentru ale întregii lumi. Și pentru ale neamurilor. Dar, atenție! El e jertfa de ispășire pentru fiecare om de pe pământ. Asta nu înseamnă că Hristos a făcut o ispășire reală pentru fiecare om de pe pământ. Păi S-ar contrazice cu Evrei, capitolul 2, în care spune că a gustat moartea pentru frații lui, pentru sămânța lui Avram. Atât. Doar pentru ei a făcut o ispășire reală la cruci. Doar lor li se va aplica ispășirea lui Hristos în timp și spațiu pe parcursul istoriei, când vor crede Evanghelia. Dumnezeu i-a avut în vedere pe toți aleșii lui la cruci. Hristos i-a avut în vedere pe toți. El a venit să moară pentru oile lui. Dar aici avem din nou o declarație generală. La fel cum face Pavel, când spune că el e prețul de răscumpărare pentru orice om. Hristos e jertfa de ispășire pentru orice om. Dar omul ăla, ca să aibă parte de ispășirea lui Hristos, trebuie să creadă. Eu cred că te-ai încurcat foarte mult aici. Nu se înlocuiește păcatele noastre cu păcatele aleșilor aici. Nu are nicio treabă. Păcatele noastre celor, celor cărora lui trimitea epistola Ioan. Da? Cel mai probabil evrei. De-aia continuu și spun, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Nu înseamnă că Hristos a făcut o ispășire reală pentru întreaga lume. N-ar mai merge nimeni în iad. E absurd. E absurd. El e jerfa de ispășire pentru întreaga lume. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu. Ca o gerfă de ispășire. Pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viața veșnică. Da? Deci o declarație generală. Nu există altă cale de mântuire. Asta spune Ioan aici. Orice om care vrea să fie mântuit trebuie să creadă în Hristos. El e singura jertfă de ispășire pentru păcat. Când evreii din evrei capitolul 10, se le pădau de credință, scrie acolo că nu mai rămâne pentru ei nicio jertfă pentru păcat. De ce? Pentru că Hristos este singura jertfă pentru păcat. Ei nu mai pot fi mântuiți. Pentru că nu cred în Hristos. Hristos e singura modalitate prin care orice om poate fi împăcat cu Dumnezeu, poate fi iertat de păcatele lui. Doar El poate face ispășire pentru păcatele oamenilor. Asta e ideea lui Ioan. Nu e nimic complicat. Nu e nimic complicat. Trebuie doar să înțelegem intenția Lui. Ce vrea să spună? El nu vrea să-ți vorbească aici din punct de vedere doctrinar. Pentru cine a făcut ispășire Hristos? Nu! El e jertfa de ispășire. Orice om care vrea să fie mântuit trebuie să creadă în Hristos. Doar prin el poate fi iertat de păcate. Doar Hristos poate face ispășire pentru păcatele lui. Asta e ideea. Orice om din întreaga lume, ca să fie împăcat cu Dumnezeu, trebuie să creadă în Hristos. Nu există altă modalitate prin care poți fi păcat cu Dumnezeu. Asta e mesajul. Mai departe. În Matei 20 cu 28, Iisus Hristos spune că a venit să-și dea viața pentru mulți. Foarte interesant. Niciodată Hristos nu spune că a venit să-și dea viața pentru fiecare om de pe pământ. Pentru mulți, pentru oile lui. Domnul Iisus e foarte atent la cuvintele lui. Și asta îmi place. Asta îmi place la Scriptură, că nu se contrazice. Când vorbește în mod specific, pentru cine a murit Hristos specific, niciodată, niciodată nu spune pentru fiecare individ de pe pământ. Nu. El e jertfa de ispășire, pentru fiecare. El e prețul de răscumpărare pentru orice om. Dar el a venit să facă o ispășire specifică pentru mulți. Să-și dea viața pentru mulți. Dacă și-ar da viața pentru fiecare om de pe pământ, fiecare om de pe pământ ar fi iertat. Și ar mai merge nimeni în iad. Da? E foarte atent la ce spune. Dacă termenul mulți se referă doar la aleșii lui, doar la asta se referă. Aici chiar se referă doar la asta. Cei care vor crede Evanghelia, ăștia sunt și lui, oile lui. Atunci, cum explici că în versetul 16 scrie că cei aleși sunt puțini? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci, până la urmă, cei aleși pentru care și-a dat viața Domnului Iisus sunt puțini sau mulți. <laughs> of. Deci, cei pentru care Domnul Iisus și-a dat viața sunt o gloată mare pe care nu poate să o numere nimeni. Gloata e mare din Apocalipsa 7, din orice neam, din orice seminție. Da. Aia e împlinirea de plină a făgăduințelor făcute lui Avram. Aia e sămânța lui Avram spirituală, da, în toate neamurile. Dar, în comparație cu cei chemați, cu toți cei care aud Evanghelia, sunt puțini cei care cred cu adevărat Evanghelia gloata asta mare, în comparație cu cei care aud Evanghelia, sunt puțini. Mulți sunt chemați prin Evanghelie să fie mântuiți, dar puțin răspund. Calea e îngustă, poarta este strântă. Dar dacă îi adun pe acești puțini, devin o gloată mare pe care nu poate să o numere nimeni. Totuși, în comparație cu cei care aud Evanghelia, sunt puțini. Deci nu amestecăm lucrurile. Hristos și-a dat viața pentru mulți, într-o mare gloată pe care nu poate să o numere nimeni, dar mulți sunt chemați, mulți aud chemarea asta exterioară a Evangheliei, pocăiți și credeți în Evanghelie, dar doar puțini sunt aleși, adică doar puțini din cei care aud Evanghelia o cred cu adevărat. Dar dacă îi adun pe toți oamenii ăștia, sunt o mare gluată pe care nu poate să o numere nimeni. Și astfel Hristos și-a dat viața pentru mulți. Pentru această mare regulată. Sper că se înțelege, da? Că ai amestecat lucrurile aici. Foarte tare. Da. 41. În Galatea 1 cu 4, unde scrie că El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, E vorba de păcatele celor credincioși și în Efeseni 5 cu 2, unde se în 5 cu 10, știi 2 cu 3, unde se vorbește că Iisus a murit pentru noi. Se referă la noi cei aleși și nu unde se în 5 cu 9, unde scrie că Dumnezeu ne-a rânduit să căpătăm mântuire. Se referă că i-a rânduit doar pe unii, da, nu mai intru în toate pasajele acum, dar evident acele epistole sunt trimise unor credincioși. Se referă la credincioși. Și toți credincioșii adevărați sunt cei aleși. Ei sunt cei pentru care Hristos s-a dat pe, pe sine pentru păcatele lor. Hristos nu s-a dat pe sine pentru păcatele fiecărui om de pe pământ. Hai să gândim logic. Păi înseamnă că toți sunt mântuiți. Nu mai are nimeni păcat. Sunt iertați toți de păcat. E vorba strict de credincioși, da? Și epistolele astea sunt trimise unor credincioși. Se înțelege de la sine cu cine vorbește Pavel. Cu credincioșii. Nu e dificil. 4.2. Care este principiul hermeneutic după care ne dăm seama cum interpretăm cuvântul toți în Biblie, și mai ales în Noul Testament? Contextul. Contextul, contextul și intenția autorului. Ăsta e principiul hermeneutic. După asta îți dai seama la ce se referă acel cuvânt. De exemplu, în 2 Corinteni 5 și în Roman 14 cu scrie că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata al lui Hristos. Întrebarea mea e, aici cuvântul tot se referă la se referă tot la categoria de oameni sau la fiecare individ de pe pământ? Se referă la credincioși. Se referă la categoria asta specifică de oameni. La credincioși. De credincioși e vorba acum. Uite, citesc Roman 14 cu 10. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Fratele tău în Hristos. Tu, credinciosule, de ce îl judești pe fratele tău în Hristos? sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău. Căci toți, frații în Hristos, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și fiecare dintre noi, după aia spune, are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Da? În 2 Corinteni 5 scrie că fiecare își va primi răsplată. Da? Pentru binele sau rolul pe care îl va fi făcut. E vorba de o judecată de răsplătire, de care vor avea parte credincioși. E vorba strict de credincioși, da? Deci nu e vorba de toate categoriile de oameni, e vorba de categoria asta specifică de oameni. Deci, cumva, răspunsul la întrebarea ta e da. Că se referă, ai spus, se referă tot la categorii de oameni? Da, la categoria asta specifică de oameni. După aia. Sau un roman 3 cu 23, unde scrie că toți au păcătuit. Mă gândesc că se referă tot la fiecare individ în parte. Din ce țin eu minte, în roman, capitolul 3, e vorba de evrei și neamuri. Iudei și neamuri. Deci se referă la umanitate ca întreg. Și da, se referă la fiecare om de pe pământ, acolo. Toți au păcătuit, fiecare om din categoria asta. Fie vreau fie neam. Toți au păcătuit, da. Până la urmă, întrebarea ar fi, ce hermeneutic aplicăm ca să distingem pasajele unde toți înseamnă fiecare individ de pasajele în care toți înseamnă în categorii de oameni? De ce în aceste versete cuvântul tot se referă la fiecare individ în parte, iar în pasajele în care scrie că Hristos a murit pentru toți, cuvântul tot se referă la categorii de oameni? Contextul. Contextul. În Roman, capitolul 3, sau până să zic asta, Apostolul Pavel vorbește de toată umanitatea, pe care o împarte în două, evrei și neamul. Și spune că toți au păcătuit. Contextul. Pavel nu-ți vorbește acolo despre ispășirea lui Hristos. El îți prezint, ți prezintă pe Hristos ca singura jertfă de ispășire prin care oamenii pot fi mântuiți. Oamenii nu pot fi mântuiți prin fapte, ci doar prin credința în Hristos. Doar așa pot fi oamenii socotiți nepricăriți. Și chiar și acolo, când îți spune că toți au păcătuit, se referă la toți din acele două categorii de oameni. Că împarte pe oameni în două categorii, evrei și neamuri. Și spune că toți au păcătuit, și evrei și neamurile. Ambele categorii de oameni au păcătuit. Trebuie să ținem cont de context și de intenția autorului. Care e intenția lui acolo? Ce vrea să-ți transmită? Da. Următoare întrebare, care e și ultima. Dacă conform cu 1 Timotei 2 cu 4, Dumnezeu dorește ca toate categoriile de oameni să fie mântuite. Da, acolo se referă la categorii de oameni, în context acolo, da. Adică, cu alte cuvinte, toți și lui să fie mântuiți. Nu asta spune textul, dar înțeleg ce vrei să spui. Ceea ce înseamnă că nu vrea ca ceilalți oameni să fie mântuiți. Ne. Nu asta spune textul. Atunci, de ce le mai poruncești în fapte 17 cu 30 să se pocăiască? De ce Dumnezeu le spune să facă ceva ce e împotriva voii lui? Dacă eu nu vreau ca cineva să-mi facă un anumit lucru, ce rost ar mai avea să-i zic să facă lucrul acela? Așa și aici. Dacă Dumnezeu nu vrea ca ei să fie mântuiți, ce rost mai are să le poruncească să se pocăiască? Din nou, asocierea cu 1 Timotei 2 e greșită, dar înțeleg întrebarea. Înțeleg întrebarea. Și am vorbit data trecută. Există voia prescriptivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu prescrie tuturor oamenilor. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii nu pot să facă asta. Și asta nu-i vina lui Dumnezeu. Și există voia decretivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să-i mântuiască din veșnicii pe unii oameni dar sta să termin de citit tot comentariul. Parcă n-are sens, e ca și cum eu, dacă aș avea un copil, l-aș încuia într-o cameră și aș spune să iasă de acolo, știind foarte bine că n-are cum să o facă pentru că am încuiat ușa, iar mai apoi la final să-l pedepsesc pentru că n-a ieșit afară. Din cauza faptului că eu nu i-am dat voie. Nu, 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 Pentru că el n-a putut să iasă de acolo, Nunca nu că nu i-ai dat voie. Ce rost mai are să-i zic să iasă dacă eu nu vreau asta? Dumnezeu vrea asta. Tu nu poți. Dacă Dumnezeu urăște păcatul cu desăvârșire, de ce își dorește ca cei nepredestinați să trăiască în păcat? Nu își dorește asta. Asta e voia omului. Sau dacă își dorește să nu trăiască în păcat, de ce n-a murit și pentru ei? Pentru că el oferă har cu vrea el. Asta e analogia care mi-a venit în minte în timp ce meditam mai profund la această dilemă legată de predestinare. Trebuie să pui lucrurile în categoria lor. Da. Dumnezeu, ca și creator, îi cheamă pe toți oamenii să se pocăiască. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Voia lui prescriptivă e ca toți oamenii să se pocăiască. Oamenii nu vor asta. Nu vor, pur și simplu. Nu vor și nu pot asta. Îl urăsc pe Dumnezeu. Datorită firilor pământești. Păcătoase, pe care o moștenesc de la Adam. Nu pentru că Dumnezeu nu-și dorește asta. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și pentru că omul ăla nu și-l dorește pe Dumnezeu. Omul ăla nu vrea să iasă și nu poate să iasă din camera aia, din robia păcatului. Îl urăște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu alege să deschidă ușa, ca să folosim analogia asta, cu el. Omul ăla nu vrea, nu și-l dorește pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, prin hotărârea Lui veșnică, alege, cum să zic, să-i cucerească cu dragostea Lui pe niște oameni. Și astfel să fie glorificat pentru harul de care le face partea celor oameni în Hristos. Eu când vin la Dumnezeu, eu nu vin ca un robot. Dumnezeu a lucrat în mod tainic în inima mea. M-a atras la El. M-a făcut să mă îndrăgostez de El și de Domnul Isus. Dar asta face parte din planul lui veșnic. Pentru că El a hotărât din veșnicia asta. Nu face parte din voia Lui prescriptivă. El ca și creator îi cheamă pe toți oamenii. Îi iubește pe toți oamenii dar are o dragoste specială pentru copiii lui. Dumnezeu nu e nevoit să mântuiască pe nimeni. El oferă milă cui vrea el. Dar în același timp, toți oamenii sunt responsabili să se împace cu Dumnezeu. Și problema e la oameni. Trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că vina și responsabilitatea e a omului. Omul e responsabil să se împace cu Dumnezeu. Omul a păcătuit. Omul e responsabil să se întoarcă la Creatorul Lui. Creatorul Lui îl iubește. Își manifestă în fiecare zi dragoste față de El. Și și-a manifestat dragostea pentru om, dându-l pe însuși Fiul Său. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și omul nu vrea. Omul respinge harul lui Dumnezeu. Omul respinge pe Dumnezeu. Nu îl vrea pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, Dumnezeu a știut mai dinainte că așa se va întâmpla. Și tocmai de aia hotărăște din veșnicii să-l ofere în durare, să-i mântuiască pe niște oameni, pentru gloria lui. Putea să ne lase pe toți să pierim. Și era drept când făcea asta. Dar era lege să-l ofere în durare Și nu e nedrept când face asta. E plin de dragoste și îndurare. Predestinarea, alegerea lui Dumnezeu. Sunt prezentate în Scriptură ca manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu în dragostea Lui ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui. În Hristos. Și prin Hristos să ne înfieze în familia Lui. Motivat de dragoste pentru ca El să fie glorificat o veșnicie pentru îndurarea de care ne-a făcut parte Hristos. Învățătura asta din Scriptură nu e menită să creeze dezbinare. Poate împotrivă. E menită să fie o încurajare pentru toți creștinii. Ar trebui să fie cu toții uluiți de Harul lui Dumnezeu. Wow! Mă îndreptam spre iad. Puteam să mă duc în iad, la fel ca toți ceilalți oameni și Dumnezeu era perfect drept dacă ar fi făcut asta. Dar El alege să se apropie de mine, să mi se descopere, să mă atragă la Hristos. Mă face să aud glasul lui Hristos prin Evanghelie. Mă socotește neprihănit, mă face un copil al Lui. Împărtășește dragostea dintre El și Fiul Său, dragostea cea veșnică dintre El și Fiul Său cu mine, cu dușmanul Lui, Ce e Dumnezeu glorios? Ce e Dumnezeu glorios? Și plin de îndurare. La asta ar trebui să ne gândim. Deci trebuie să ținem cont mereu de aceste două perspective. E voia prescriptivă a lui Dumnezeu și voia decretivă a lui Dumnezeu. Dacă nu ții cont de lucrurile astea, nu o să-ți dea niciodată calculele. Și asta nu înseamnă că dacă știi lucrurile astea, gata, înțelegi tu într-un mod de plin cum funcționează toate. Nu. Dar o să înțelegi mai bine Scriptura. Și nu o să le mai ai toate amestecate în capul tău acolo. Dumnezeu, ca și Creator, poruncește tuturor oamenilor să se întoarcă la El. Oamenii nu vor și nu pot să facă asta. Dumnezeu alege să ofere milă și îndurare unor oameni. Ai voie de creativă al lui Dumnezeu. Hotărârea lui veșnic. Mai simplu de atât nu pot să o fac.